Vă salut, prieteni, și bine ați revenit pe canalul Pasiune și Natură. Am să vă arăt montura cu care pescuiesc eu și cum o realizez. Deja eu mi-am pregătit tot ce-mi trebuie aici, așa că să-i dăm drumul. În primul rând, am să vă prezint firul cu care îmi fac eu monturile. Acest fir nu este un fir special pentru monturi, este un fir normal. Nu este nici măcar pentru pescuitul la crab. Este un fir pentru pescuitul păstrăvului. Primăvara și toamna folosesc un fir de 28. Uitați, aici. Este un fir de 28. Iar pe timpul verii folosesc același tip de fir, dar un diametru mai mic, de 25. Iată. Da. De ce folosesc un fir mai gros primăvara și toamna și de ce folosesc un fir mai subțire vară? Am să vă explic imediat. Pentru că primăvara și toamna, după ploi, curentul apei este foarte mare, iar trăsătura peștelui este mult mai agresivă. Dacă aș fi folosit firul de 25, l-ar rupe crapul. Pentru că pescuiesc pe râu, peștele se folosește imediat de curentul apei și ajutat de curentul apei se dublează forța peștelui și montura cedează. Vă spun din acest lucru din experiență, pentru că am folosit 25-ul primăvara și a rupt. Nu știam de ce se rupe mereu, făceam totul corect, dar se rupea. Asta se întâmpla din cauza curentului de apă. Așa că pe timpul verii nu mai este curent de apă sau dacă este foarte mic, peștele este puțin mai lent, fiind apa caldă, nu are aceeași forță ca primăvara și nu-l rupe. Din această cauză eu folosesc fir mai gros primăvara și toamna. De ce am ales acest fir? Bine, fiecare alege și pescuiește cu ce vrea el. Eu vă explic doar de ce folosesc acest fir și pentru ce. Am ales acest fir pentru că este transparent. Deci este un fir normal. Nu este destinat crapului, nu este destinat special pentru monturi. Este un fir normal pentru păstrăvi. De ce l-am ales? Am ales acest tip de fir pentru că acest fir are întindere. Ia uitați. Deci pe o porțiune atât de mică are o întindere de aproape un centimetru. Am să fac în așa fel să se vadă puțin degetele, ca să se observe că el se întinde. Ia uitați. Vedeți? Și se întinde destul de mult. Acest lucru pe mine mă ajută foarte mult. Peștele când forțează prea tare, acest fir îl obosește
în timp ce se întinde și se și revine la loc, mă ajută ca montura să nu se rupă. Bun. În prima fază, eu scot capătul, întind rola, scot puțin fir de pe ea, pun un cârlig de 10, cioc de papagal, vi le-am prezentat deja, este un cârlig chinezesc. Iată. Un cârlig de 10. Îl introduc cu vârful spre rolă. Iată. De ce fac acest lucru? Așa sunt sigur că nu voi pierde cârligul. Dacă tai doar o bucată de strună, îl bag pe partea asta și îl voi pierde. Așa el cu siguranță rămâne în rolă aici. Urmează un opritor. Iată. Trag un opritor pe fir. Da? Cârligul, opritorul. Voi face o mică buclă pe care va sta momeala. Aceasta este o montură foarte simplă, cea mai simplă montură. Am pescuit și cu monturi mai complicate, doar că eu personal nu am văzut nicio diferență între o montură mai complicată și o montură simplă. Așa că cu cât mai simplu, cu atât mai repede și mai bine. Problema e că nu reușesc să fac bucla. Nu prea se vede bine. Până la urmă voi reuși. Trebuie făcut o buclă foarte micuță. Da, am reușit. Și am făcut o buclă micuță. Da. Aici, în partea asta, se vede. Bun. Am să o umezesc. Folosesc acest, să-i spunem, ac. Normal a fost un burghiu pentru boilesuri. S-a rupt și am făcut o specie de ac, cum vreți să-i spuneți. Bun. Tai surplusul. Nu foarte scurt. Nu deranjează cu nimic, oricum va sta sub momeală. Deci acum avem un cârlig, un opritor și bucla. Da? Va trebui să pun momeala pe firul de păr. Momeala constă într-un porumb de silicon. Într-o boabă de porumb de silicon. Da?
e de silicon, nu e naturală. O înțep în mijloc, cât mai drept posibil. Iată. După care urmează o semință de tiger nuts. Aici cu semința de tiger nuts, nu știu, îmi cer scuze dacă nu pronunț corect. Normal se scrie tiger nuts. Știu despre ce este vorba. Este o alună tigrată. Crește în pământ, are frunzele identice cu iarba, se cultivă foarte mult în Spania. Ei au chiar o sărbătoare a acestei semințe. Este foarte dulce și se folosește la dulciuri, la torturi, la diferite dulciuri. Deci știu despre ce este vorba, știu despre ce vorbesc, doar că probabil nu se, probabil că se pronunță altfel, nu știu. Eu îi spun tiger nuts. Așa că o semință de tiger nuts. Ce fac eu înainte de a o trage pe... Am să aleg alta pentru că aceasta are o gaură. Am luat o bobită de tiger nuts. Eu înainte de a o pune pe igliță, tai o fâșie în lung pentru ca boaba de porumb să nu se balanceze. Ea fiind rotundă, e posibil ca boaba de porumb să se balanceze. Așa că eu tai foarte finuț o feliuță, da? E foarte simplu. O înțep în mijloc, cât mai dreaptă și ea. Iată-le. Sunt una lângă alta. Da? În cazul de față am boaba de tiger nuts ceva mai lungă decât boaba de porumb. De obicei, dacă mi se întâmplă așa ceva, cuțitul și tai partea care este mai lungă. Iată, acum sunt egale. Nu deranjează cu nimic. Important este să stea cât mai grupate. Bun. Le trag pe firul de păr. Iată-le. Folosesc un opritor. În V. Acest opritor. Îl pun în buple. Trag cele două boabe. În opritor. Le așez bine. După care aduc și opritorul. Iată-le, stau grupate, nu se vor mișca de aici. Crapul nu are decât să vină și să le absorbe. Bun. În acest punct aduc cârligul lângă boabe. Voi lăsa o jumătate de centimetru, cam atât folosesc eu, cu tot cu opritor,
o jumătate de centimetru mai lung decât cârligul. Spațiu dintre momeală și cârlig. Deci jumătate de centimetru cu tot cu opritor. După care îmi iau o măsură. Eu de regulă o iau până în umăr, cât am mâna de lungă. Cam așa. Tai. Am tăiat. Acum va trebui să răsucesc struna pe cârlig de 11 ori, să zicem. Aici ar cam fi o regulă. Cârligul la inel, unde se închide, ar putea acea distanță unde se închide, ar putea să taie firul. Așa că obligatoriu va trebui să răsuciți struna din partea unde el a fost îndoiat pentru a face inelul, nu unde se închide inelul. Pentru că în cazul că un pește trage și struna se roade acolo unde se închide inelul, cu siguranță se va rupe. Și dacă se va rupe, veți rămâne fără cârlig și fără pește, bineînțeles. Așa că partea dinspre mine a fost închis inelul. Eu voi începe din partea cealaltă, din față spre mine, de 11 ori. Bun. Am dat de 11 ori. Acum îl vor introduce în inel, în inelul cârligului. Capătul strunei. Mă, dacă nimeresc. Aha, am nimerit. Iată. O țin cu degetele. Trag de capăt. Și s-a realizat nodul. Umezesc puțin. Aceasta este nodul fără nod. Nu este ceva nou. Găsiți asemenea legături. Este plin internetul. Deci, simplu. V-am spus la început, nu este ceva inventat de mine, nu. Eu vă arăt doar ce folosesc eu și cum fac montura. Acum, îmi trebuie un aligner, iată. Da? Este curbat, după cum se vede. Nu știu cum să-l arăt, așa. Se vede. Da. Îl voi introduce cu gaura mai mare spre cârlig. Pentru că va intra pe cârlig. Acolo. Iată, am ajuns la cârlig. Va fi montat în acest mod. Iată. Da. Cred că așa este mai bine. Nu nimeresc, nu se vede bine. În acest mod. Da? Este clar. Deci, cu îndoietura spre vârful cârligului. Alainerul. Acum
vom face o probă. Aceasta este gura crapului. Răsucesc de momeală. S-a agățat în gura crapului, da? Încă o dată, pentru siguranță. Din nou. Iată, se întoarce în orice poziție și agață foarte bine. Bun. Nu mi-a mai rămas decât să îmi pun un con. Acesta va fi tras pe agrafa rapidă care este pe firul principal. Conul se introduce cu vârful, deci cu vârful mai subțire spre cârlig, pentru că partea mai groasă va închide agrafa rapidă. Așa. L-am băgat. Se vede? Da. Acum. Eu am această plăcuță pentru a face montura cât plăcuță, să nu fie prea lungă sau prea scurtă. Am să măsor după ea lungimea monturii. Vreau să vă spun că eu pescuiesc fiind curent de apă chiar și vara cu monturi ceva mai lungi decât normal. Un 25-30 cm. Nu pot folosi de 10 cm, de 15 cm, pentru că ar vibra în apă și crapul noia. Bun, haideți să vă arăt cum iau măsură. Agăț căligul, iar aici, în capătul acesta, țin degetul și aici va veni o buclă mai mare. Eu la această buclă, deci fac o dată, numai puțin, fac un nod dublu la această buclă, întorc o dată struna, da? O răsucesc, după care introduc bucla prin această bucă care a răsucit-o. Va realiza un 8. Iată, se vede? Este un 8 acolo. Este un nod mult mai rezistent. Eu îl folosesc destul de des, acest nod la monturi. Doar în această parte. La firul de păr nu e nevoie, e de ajuns o singură, un nod simplu. Bun. Voi tăia excesul. Îl tai destul de lung. Da? Se vede? Destul de lung. Acum am să vă arăt cum închide și acest con cu
cum închide grafa rapidă. Deci, aceasta este agrafa rapidă. Aceasta este agrafa rapidă. Va fi legată de firul principal, după care aici voi prinde bucla pe care am făcut-o, voi aduce conul spre agrafa rapidă și împing conul pe agrafa rapidă până la capăt. În acest moment, iată, am terminat montura. Am să mai fac o probă, să fiu sigur că funcționează. Iată, o răsucesc. Se întoarce, agață foarte bine. Da? Iată. Oricât aș răsuci eu, curlingul se întoarce și agață. Da. Cam asta a fost montura mea. Nu este o montură complicată. După cum ați văzut, este o montură banală. A fost inventată cu mult timp înainte, acum vreo câțiva ani buni. Eu o folosesc. Și ați văzut că am și rezultate. Acum e posibil, depinde și de locurile de pescuit. E posibil să în alte locuri să nu funcționeze așa ceva. Pe alte râuri, pe alte lacuri, nu știu. Dar eu unde pescuiesc, iată, se întinde. Vedeți? Această montură funcționează perfect. Vă mulțumesc pentru vizionare. Fir întins tuturor. Poate cu unii am să mă găsesc pe baltă vreodată. Eu vă salut și pe curând. Toate cele bune!